Cel de-al doilea master din țară în care se studiază calculatoarele cuantice a fost lansat la Universitatea Politehnică Timișoara, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. La eveniment au fost prezenți studenți înscriși în acest prim an de activitate, precum și specialiști din domeniu din țară și străinătate, dar și reprezentanții conducerii Universității Politehnică Timișoara. Tehnologiile viitorului se studiază și la Universitatea Politehnică Timișoara, iar un exemplu este masterul de Quantum Computing, organizat în premieră anul acesta. Programul este al doilea din țară, după cel de la Universitatea Politehnică din București, și a fost gândit după discuții cu mediul de afaceri din vestul țării, precum și după o analiză asupra direcției în care se îndreaptă calculatoarele. Concurența a fost una ridicată la toate masterele din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Din perspectiva masterului nou de Quantum Computing, care e un master de nișă, ne așteptăm ca studenții să și reacționeze bine la materiile ce le-am pregătit pentru acest master. Fiind un, cum am zis, un master de nișă, dar fiind și un master care acoperă, este un fel multidisciplinar. Avem materii din matematică, fizică și evident calculatoare. Calculatoarele cuantice ar urma să aibă capacitatea să efectueze mult mai rapid, chiar și decât cele mai performante dispozitive actuale, calcule din farmacie, chimie, fizică, ingineria materialelor, fără să mai fie nevoie de cercetări care să se întindă pe ani pentru a demonstra eficacitatea unor descoperiri. Facultatea de Automatică și Calculatoare are 12 programe de master și în cadrul acestor programe de master sunt înrolați anul acesta, doar la anul întâi, peste 400 de studenți. Concurență foarte mare am avut la masterul de machine learning, la masterul de securitate, masterul de software engineering, masterul SIAPS, la cloud computing și Internet of Things și așa mai departe. Și anul acesta ne mândrim că practic vom dezvolta un nou program de master și este și anume masterul de quantum computing. I'm glad that our colleagues from our university understood that it's time to change something. And to change something in the sense to accommodate these masters with the needs of our students and the needs of our company. So I want to congratulate for this. Toate materiile de la masterul de Quantum Computing vor fi studiate în limba engleză, fundamentele fizicii cuantice, introducere în calculatoarele cuantice sau algoritmi și circuite cuantice. Am vrut să fie ceva diferit, am vrut să fie ceva ce nu am mai făcut până acum în facultate, voiam să fie total altceva, cumva ca să creeze interes și să mă facă să vreau să învăț. E o chestie de actualitate, în viitor o să fie foarte dezvoltat, cred eu, acest domeniu și probabil o să fie și oportunități de angajare în acest domeniu. În plus, față de cursurile de bază în calcul cuantic, studenții vor avea posibilitatea să aleagă dintre trei discipline opționale din programele de master conexe, inclusiv machine learning, cloud computing și IoT sau tehnologia informației.